urmăriți programele secției Alte Minorități la TV. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Conviețuiri! În 8 decembrie, în România, este sărbătorită Ziua Constituției. Momentul este important și pentru minoritățile naționale, care au garantate dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, dar și dreptul de a avea reprezentanți în forurile legiuitoare ale țării. Duminică au avut loc alegeri parlamentare, iar despre rezultatele lor din perspectiva minorităților vorbim în ediția de astăzi. Tot astăzi discutăm despre sărbătorile pe care comunitățile etnice din România le marchează în această perioadă, dar și despre cele mai noi apariții editoriale care documentează comunitatea turcilor și tătarilor din Dobrogea. Rămâneți cu noi! Ne puteți urmări live pe pagina de Facebook Alte Minorități, pe TVR+, dar și pe canalul nostru de YouTube Minorități la TVR. Ca în fiecare miercuri sărbătorim România diversă și ne îndreptăm acum atenția spre istoria multiculturală a țării noastre. Urmează calendar etnic, rubrica semnată de Ilinca Cioban. Sunt 72 de ani de când a fost proclamată Declarația Universală a Drepturilor Omului, concepută ca un ideal comun atins pentru toate popoarele și națiunile. Anul acesta, tema este legată de eșecurile și inegalitățile evidențiate de pandemia de COVID-19. Mesajul este că trebuie să ne revenim mai bine și să reclădim o lume mai dreaptă și solidară. Mormântul său a rămas neidentificat. A murit în închisoarea comunistă de la Dej acum 60 de ani. Imamul, secretar al Consulatului General al Turciei la Constanța, a făcut parte din cel de-al doilea lot de tătari acuzați de crimă de înaltă trădare și pedepsit cu închisoare pe viață. Evrei din întreaga lume intră pentru 8 zile în sărbătoarea luminilor, Hanuka. La sfințit, în fiecare seară, se aprinde menora specială destinată acestei sărbători ca să amintească minunea și prezența sacrului în viața de zi cu zi. Azdreni, unul dintre cei mai influenți scriitori ai secolului 20, este autorul imnului național al Albaniei, pus pe muzica lui Ciprian Porumbescu. Poetul a susținut mișcarea națională albaneză alături de intelectualii aflați la București. 58 de ani de la moartea în obscuritatea lui Felix Aderca, autor incomod și modern, apreciat în interbelic. S-a născut ca Froim Zelic, în județul Vaslui, și a vorbit idiș în familie. Pacifist, el a luptat în armata română în Primul Război Mondial. Este autorul unuia dintre primele romane științifico-fantastice din literatura noastră, Orașe scufundate. Avea părul creț și ochii negri mari, sub care se vedeau întotdeauna cearcănele unei vieți agitate. A fost cel mai cunoscut lăutar al vremii și a cântat peste tot, chiar și în filme. A trăit doar 47 de ani, cu mare pasiune pentru fiecare clipă. Una dintre cele mai importante tradiții religioase ale minorității italiene din România, sărbătoarea înseamnă activități spirituale și artistice. Sfânta Lucia este considerată protectoarea ochilor și cinstită în mod special de către italienii din greci, care au ales-o ca patroana bisericii încă din anul 1912. O pledoarie pentru identitate, Ziua Tătarilor din România amintește o dată semnificativă pentru istoria etniei. La 13 decembrie 1917, Parlamentul Tătarilor Crimeeni a proclamat Republica Populară Crimea. Să-i spui că am venit eu. Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Ce-ți pas? Ca să-i spui. Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Fiul al unui actor, devenit șef de gară, și al unei grecoaice, Eufrosina Moscopol, a făcut istorie în lumea artistică românească. Povestea că mama sa avea o voce frumoasă și venea din țara care a inventat teatrul. Să știi că mă supăr serios. Bine, vreau să te supăr de aia. Nu pot să mă stăie cu așa un prost. Nu e nimic, lăsați, că aici intră în asociații și moși cadă. Ce tu supăr să fie? Cadări, tache și anche? Nu! Cadări, anche și tache. Nu! Tache, anche, și cadră. Nu, nu, stați! Găsiți alta mai bună este. A la creștin, a la vrei, a la turc. Hai să zicem la prăvălie, la Ierusalim. Asta.
Duminică 6 decembrie, românii și-au ales senatorii și deputații pentru următorii 4 ani, iar participarea minorităților naționale la procesul electoral constituie o componentă esențială. În România, cetățenii care aparțin minorităților naționale au dreptul să participe neîngrădit la viața publică, iar Constituția asigură dreptul acestora de a fi aleși în instituțiile reprezentative, atât la nivel central cât și la nivel local. Participarea minorităților naționale la procesul de luare a deciziei politice reprezintă nu numai un aspect important al drepturilor minorităților, dar și un semn de maturitate al regimurilor politice democratice. Dreptul minorităților de a fi prezente în Parlamentul României în urma unui proces electiv a fost stabilit de Constituție și de legea electorală, acestea garantând reprezentarea minorităților naționale în Camera Deputaților. Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central în urma votului din data de 6 decembrie, toate minoritățile naționale au atins pragul necesar reprezentării în Parlamentul României, iar componența grupului minorităților naționale pentru mandatul următorilor 4 ani este acesta. Uniunea Armenilor din România, deputat Varujan Pambukcian. Uniunea Ucrainenilor din România, deputat Nicolae Miroslav Petrețchi. Uniunea Sârbilor din România, deputat Ognean Cârstici. Uniunea Democrată Turcă din România, deputat Iusein Ibram. Federația Comunităților Evreiești din România, deputat Silviu Wexler. Asociația Italienilor din România, ROASIT, deputat Andy Gabriel Grosaru. Uniunea Culturală a Rutenilor din România, deputat Iulius Firțac. Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, deputat Silviu Feodor. Uniunea Croaților din România, deputat Giureci Slobodan Ghera. Asociația Partida Romilor Pro Europa, deputat Cătălin Manea. Uniunea Elenă din România, deputat Dragoș Gabriel Zisopol. Uniunea Polonezilor din România, deputat Gervazen Longher. Uniunea Bulgară din Banat, România, deputat Gheorghe Nakov. Asociația Liga Albanezilor din România, deputat Alin Bogdan Stoica. Asociația Macedonenilor din România, deputat Ionel Stancu. Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, deputat Adrian Miroslav Merca. Noutatea acestor alegeri parlamentare vine din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani în România, care revine cu reprezentare în Parlamentul României după 4 ani de absență, avându-l deputat pe Ahmet Varol. Așadar, avem rezultatele votului din 6 decembrie și știm cine sunt reprezentanții minorităților naționale în Parlamentul României pentru următorii 4 ani. Cu detalii pe acest subiect vin domnul Varujan Pambukcian, deputatul Uniunii Armenilor din România, și domnul Liviu Rotman, profesor universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Bun găsit, domnilor! Bună ziua, mulțumim! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Așadar, cum comentați rezultatele acestor alegeri? Este o întrebare pentru amândoi. Domnule Pambukcian, vă rog. A fost cea mai ciudată campanie electorală prin care am trecut vreodată. Pentru că a fost în timpul pandemiei, a fost mai scurtă și pentru că a fost mult mai încrâncenată decât campaniile electorale anterioare. Mai mult, am constatat cu surprindere că încă mai ține povestea cu minoritățile au un loc din oficiu, lucru fals, evident, și avem prag electoral și ați spus și dumneavoastră că toate cele 18 organizații au trecut pragul electoral. Numai că lucrul ăsta a fost rostogolit foarte mult în campania asta. Și rezultatul, după părerea mea, este foarte bun, raportându-ne la condițiile în care a fost făcută campania. Foarte mult din campania a fost dus în online, pentru că nu aveam altă soluție. Asta nu e ceva rău neapărat, dar asta nu înseamnă că nu am reușit să ajungem chiar peste tot pe unde am fi dorit să ajungem, pentru că nu toată lumea are acces sau obișnuința de a folosi instrumentele online. Mai mult, a existat teama asta extraordinară de COVID, care s-a văzut în absența mare la vot și care, într-un fel, ne-a avantajat pentru că ne-a mai diminuat pragul electoral, dar într-un alt fel ne-a dezavantajat foarte mult, mai ales atunci când vorbim de comunitățile care
au o anumită structură de vârstă și care au făcut ca multă lume să stea acasă. Domnule Rotman, dumneavoastră, cum ați analiza rezultatele acestor alegeri? Alegerile care au avut loc la 6 decembrie au fost într-adevăr într-un climat special al acestei puternice crize sanitare, care nu e numai în România, este toată lumea, și care a influențat, așa cum s-a spus și înainte, și participarea la vot, și o anumită atmosferă, și un anumit tip de campanie, centru de greutate, mutându-se pe mijloacele acestea noi de comunicare socială. Și care acestea influențează și au influențat și vot. Prezența minorităților naționale a devenit în Parlamentul României, a devenit o obișnuință, un semn al unei maturități democratice și al aplicării unor standarde europene privind statutul minorităților. Problema minorităților, prin această societate românească, dovedește că problema minorităților nu este a minorităților, ci este a întregii societăți. Vorbiți dumneavoastră, despre democrație, o Românie democratică, o Românie unde totuși există și câteva lucruri care nu sunt foarte bine înțelese. Spunea domnul Pampucian mai devreme despre faptul că încă se întâmplă confuzii apropo de reprezentarea minorităților naționale în Parlamentul României. Nu sunt locuri din oficiu, cum spunea domnul Pampucian. Și aș vrea să clarificăm puțin acest aspect. Cât de importantă este prezența minorităților naționale în Parlamentul României și care este rostul acestui grup al minorităților? Cum funcționează? Cum este organizat? Domnule Pambucțian. Eu aș vrea să încep prin a spune următorul lucru. Mecanismul ăsta legat de minoritățile naționale nu este unul nou. Nu este unul post-decembrist. El a pornit din probabil cel mai avansat document politic din toate timpurile al națiunii române, adică proclamația de la Alba Iulia. Un document politic extraordinar de bine făcut, scris în parte de Vasile Goldiș, dar discutat în interiorul Comitetului Național Român din Ardeal, din Transilvania, și care este atât de avansat pentru acel moment, încât pare o minune așa care s-a întâmplat în tot spațiul european. Nicăieri nu veți găsi un document politic atât de avansat ca proclamația de la Alba Iulia. Acolo se face vorbire și se face vorbire foarte sus. Primele două puncte vorbesc despre constituirea României Mari, iar al treilea, care vorbește de fapt despre democrația în România Mare, începe cu drepturile popoarelor, cum spun conlocuitoare, ei, conlocuitoare, da, din România, adică drepturile celor care împreună constituie națiunea română modernă. Este foarte important ca izvorul acesta al mecanismului de legat de minoritățile naționale să fie bine de tot indicat, pentru că, sigur, în spațiul european există în momentul de față mecanisme care vorbesc de așa ceva sau instrumente care pun în aplicare așa ceva, dar noi în chestiunea aceasta am fost deschizători de drumuri și deschizători de drumuri într-un mod în care Europa mai are mult până când să ajungă la înțelepciunea și buna alcătuire politică a documentului despre care vorbesc, a proclamației de la Alba Iulia. Acolo erau stipulate drepturi legate de învățământul în limba maternă, inclusiv de reprezentarea în forurile legiuitoare ale țării. Este un document important, un document de acum mai bine de un secol. Dacă revenim în prezent? Revenim în prezent, pentru că prezentul a fost pornit atunci. Da. Acolo, de fapt, se face vorbire de un lucru mult mai important decât de o trecere în revistă a drepturilor. Se face vorbire de diversitate
Și faptul că e un document extrem de avansat, după părerea mea, în primul rând este legat de ideea aceasta de diversitate. Darwin spunea că evoluția este posibilă numai în prezența diversității. Și faptul că cei care au pus piatra de temelie a statului român modern, a României mari, sunt cei care au vorbit în primul rând despre diversitate, este primul punct pe care îl abordează, este o dovadă a înțelegerii profunde a mecanismelor sociale care duc la evoluția unei societăți românești. Aia a fost este o construcție politică la fel de vie astăzi cum a fost acum 101 ani. În 2018, când s-au, exact, 102 ani, în 2018, când s-au împlinit 100 de ani de la centenar, aici la Conviețuiri am prezentat contribuția fiecărei minorități din România la ceea ce înseamnă țara aceasta astăzi, pornind de la momentul 1918 și ajungând în prezent. La fel de important este și anul 90, dacă ne gândim la reprezentarea minorităților în Parlamentul României, pentru că avem de atunci reprezentanți. Inițial au fost 12 organizații, între timp sunt mai multe, și aș vrea să-l întreb și pe domnul Rotman, cum ar defini prezența minorităților naționale în viața politică din 1990 până în prezent și cum ar defini și acest dialog cu fiecare guvernare în parte din această perspectivă a dialogului interetnic? Există o disponibilitate reală pentru el? Vă rog, domnule profesor. Cel puțin acesta este obiectivul a unui dialog cu toate forțele politice din România și având două obiective importante, de fapt, aș vedea eu, activitatea grupurilor minoritare. Unu, păstrarea și conservarea tradițiilor istoriei, culturii fiecărei minorități, lucru care este foarte important pentru fiecare minoritate, dar și pentru societatea românească. Și în al doilea rând, sprijinirea acelor forțe democratice, acelor forțe care vor să întărească caracterul democratic european al societății românești. Și nu putem să nu vorbim despre alegerile din care au fost acum două zile, nu putem să nu observăm că există și altfel de forțe în societatea românească care sunt îngrijorătoare. Victoria unui partid care ne anunță o revoluție conservatoare și o românizare completă a societății românești, deci o eliminare a străinilor, este un lucru care trebuie să dea de gândit și minorităților și societății românești. De aceea eu văd importantă această orientare profund democratică a minorităților. Și aș mai adăuga ceva. Vă rog. Tocmai pentru a sprijini procesul democratic, cred că ceea ce este necesar și ar trebui păzit cu sfințenie este însă democrația internă a acestor organizații. Vedeți, în general, acestea sunt organizații foarte mici. Nu vorbim de reprezentarea minorității maghiare, care este altă problemă. Dar toate celelalte minorități sunt minorități, în general, foarte mici și în scădere, așa cum spunea și domnul Pamplucean, e vorba de vârste înaintate. Important este ca în aceste microcosmosuri să domnească într-adevăr democrația, pentru ca cuvântul acestora în Parlamentul Român să fie un cuvânt solid, un cuvânt care într-adevăr corespunde intereselor atât ale minorităților cât și ale societății românești. În completarea spuselor domnului profesor Liviu Rotman, ce aveți de spus, domnule Pambucian? Vă rog. Că democrația asta trebuie să existe și în cadrul grupului parlamentar și în cadrul organizațiilor și există. Practic până acum eu am trecut prin 48 de voturi în cadrul grupului. Asta este o dovadă de democrație. Apropo de ceea ce se întâmplă astăzi în România. Vreau să mai spun, contribuția noastră nu este doar legată strict păstrarea, dezvoltarea identității naționale. Noi am avut până acum, și sunt lucruri absolut măsurabile, o contribuție foarte mare la dezvoltarea României.
Și pot să dau exemple dacă e nevoie, dar dacă vreți, pot să le-am le dat de multe ori chiar aici la Conviețuiri. Inclusiv vorbind de procente în PIB aduse în urma unor proiecte cu care au venit membrii grupului nostru parlamentar. Adică nu vorbim de... Noi, doar în general, de tradiții și cultură, ci și de economie, asta spuneți. Nu educație. Numai de asta, dezvoltarea societății românești în general, pentru că fiecare dintre noi are specializarea lui și fiecare contribuie cu specializarea lui la chestiuni care țin de bunul mers al lucrurilor în societatea românească în ansamblu. Mai mult de atât, o să vedeți că și în campanii și în viața de zi cu zi în Parlament, din partea grupului nostru nu o să vedeți foarte multe reacții de confruntare, de luptă pentru putere, de chestiuni de genul ăsta. În schimb, o să vedeți foarte multe proiecte care țin de construcție. În general, suntem un grup care îi place să construiască și foarte multe construcții care au rezultate măsurabile, repet, că și rezultatele astea, dacă sunt vorbe, rămân vorbe. Ele trebuie să fie măsurabile în ceva. Ori din punctul ăsta de vedere, cred că grupul nostru parlamentar, chiar dacă este un grup mic, are și a lăsat o amprentă mult mai mare decât ar putea să pară la prima vedere asupra dezvoltării societății românești. Mulțumesc pentru toate aceste detalii. Mai am o ultimă întrebare, domnule Pambukcean, la care aș vrea să-mi răspundeți foarte pe scurt. Ați vorbit despre activitatea grupului minorităților naționale în Parlament, dar dacă ne întoarcem la ceea ce se întâmplă în România de astăzi, există pe agenda unor partide politice și reducerea numărului de parlamentari la 300. Nu este o idee nouă în România, a mai fost un referendum, e adevărat consultativ, nu decizional, acum mai bine de 10 ani. Care este poziția minorităților naționale în legătură cu acest subiect? Vă rog. În momentul în care au început să apară subiecte de genul ăsta, care, repet, nu sunt subiecte de construcție, sunt subiecte de diminuare a forței democratice, da, democrației în România, mi-aduc aminte că am spus, sper să nu văd transformată lumea în care trăim într-o republică de la Weimar. Tare mă tem că acum suntem mai aproape de așa ceva. Și tare mă tem că Europa în general, dar și România, se apropie de anii 30. N-aș vrea să văd așa ceva întâmplându-se. Sper să văd că rațiunea triumfă până la urmă, pentru că lucrurile care sunt făcute emoțional, de obicei, nu au rezultate sau au rezultate foarte proaste. Lucrurile care sunt făcute rațional, calculat, cu obiective clare și cu pietre de hotar clare pe drumul pe care mergi către obiectivul respectiv și cu rezultate măsurabile, lucrurile alea duc înainte o națiune. Așadar, emoții, o invitație la vigilență, o invitație către rațiune și o invitație către democrație este mesajul amândurora. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi la Conviețuieri. Să ne revedem cu bine, domnilor. Mulțumiri. Noi mergem mai departe acum. Din 2018 în România este marcat oficial și Ziua Limbii Macedonene. Data aleasă este 8 decembrie, o zi în care este celebrat Sfântul Clement din Ohrid, patronul Macedoniei de Nord și al Bisericii Ortodoxe Macedonene. Sărbătoarea întărește identitatea acestei minorități și reafirmă respectul de care macedonenii se bucură în România. În 2018 a fost adoptată și promulgată legea prin care Ziua Limbii Macedonene este sărbătorită oficial pe data de 8 decembrie. Propunerea legislativă a fost inițiată de doamna deputat Mariana Venera Popescu. Acesta este primul proiect legislativ pe care îl fac pentru etnia din care fac parte. Pentru a întări și a face cunoscută etnia macedoneană din România. La mulți ani macedoneni! La mulți ani Macedonia, la mulți ani români, la mulți ani România. Samnogu Godini.
Pe data de 8 decembrie 2018, Asociația Macedonenilor din România a organizat o expoziție de artă plastică și o sărbare cu cântece și dansuri tradiționale, la care au participat numeroși membri ai asociației, reprezentanței Parlamentului din țara noastră, oficialități din Republica Macedonia, membri ai corpului diplomatic, jurnaliști. Pe 8 decembrie este sărbătoare legală în Republica Macedonia. În această zi este celebrat Sfântul Clement din Ohrid, savant, scriitor și iluminator al slavilor, patronul Macedoniei și al Bisericii Ortodoxe Macedonene. Suntem fericiți, noi macedonenii, că putem sărbători Ziua Limbii Macedonene, în ziua în care toți macedonenii îl sărbătoresc pe Sfântul Clement de la Ohrid. Limba maternă este unul dintre pilonii centrali pe care orice popor își fundamentează ființa națională. Cu atât mai mult pentru comunitatea macedoneană din România. Limba maternă este puntea de legătură directă cu tot ceea ce înseamnă istorie, cultură și tradiții macedonene, toate purtate cu sfințenie de înaintașii noștri și transmise din generație în generație până astăzi la noi cei aflați acum aici. Noi toți ne mândrim cu trecutul nostru, ne mândrim cu limba noastră, expresie nepieritoare a unității de ființă a poporului macedonean. Noi, comunitatea macedonenilor din România, suntem mândri și mulțumim Guvernului și Parlamentului României, care întotdeauna ne-a acordat sprijinul necesar pentru a dezvolta și a menține viu spiritul macedonean pe aceste meleaguri. Noi, macedonenii, o să rămânem în continuare oameni drepți, mândri, oameni care o să iubim această țară mamă, România, țară care ne-a crescut alături de celelalte minorități și țară care în continuare are grijă de copiii ei. Ziua Limbii Macedonene întărește rolul comunității în societate și reafirmă respectul de care macedonenii se bucură în rândul confraților români. După câștigarea independenței în anul 1991, România a fost prima țară care a recunoscut Republica Macedonia cu noua denumire și, de ce nu, cu noua identitate. Anual, cu prilejul acestei sărbători, în localitățile în care trăiesc membrii ai comunității macedonene, se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători, se prevede prin lege. De asemenea, legea precizează că autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale interesate, pot sprijini logistic și sau financiar organizarea manifestărilor dedicate acestei zile. Mai mult, pentru mediatizarea Zilei Limbii Macedonene, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători. Mai multe amănunte despre importanța zilei de 8 decembrie ne aduce în direct prin telefon Marian Mihailov, vicepreședintele Asociației Macedonenilor din România. Bun găsit! Bună ziua, ne auziți? Bună ziua! La mulți ani! Și bun găsit! Mulțumim! Și la mulți ani, da, pentru că ieri a fost Ziua Limbii Macedonene. Mă bucur din nou să ne reîntâlnim de data asta, din păcate, telefonic, dar sunt convins că va trece și această perioadă grea și vom putea din nou să ne întâlnim, să fim împreună. Și să duceți mai departe evenimentele, pentru că, iată, vorbim despre un moment important pentru comunitatea de macedoneni de aici din România, 8 decembrie, Ziua Limbii Macedonene, o sărbătoare oficială marcată la noi în țară doar de câțiva ani și care va avea cu siguranță o viață lungă de acum înainte. Cui aparține inițiativa legislativă? Sigur, vorbim, da, iată, de o sărbătoare oficială. 8 decembrie este o zi extraordinar de importantă pentru macedonenii și pentru comunitatea macedoneană din România și pentru macedonenii din întreaga lume. Este vorba despre o lege
sau mă rog, o lege care a fost adoptată și promulgată la inițiativa reprezentantului nostru în Parlamentul României, doamna deputat Mariana Venera Popescu, care împreună cu Asociația Națiunilor din România a reușit să treacă această lege și datorită colegilor, mulțumim și colegilor care au votat această lege și susținerea care am primit-o din partea tuturor colegilor doamnei deputat și în primul rând datorită doamnei deputat pentru tot efortul care l-a depus în această perioadă, o zi cu o însemnare deosebit de mare pentru noi mașinării, cum am ați pomenit și mai devreme, în această zi sărbăm și Sfântul Climent de la Ohrid, la fel un personaj foarte important pentru toți macedonenii. Noi macedonenii suntem fericiți și mândri că avem această posibilitate de a serba limba macedoneană și pe teritoriul României și trebuie de fiecare dată să mulțumim acestei mame România care ne crește și ne îngrijește, nu numai noi, ci toate minoritățile prezente pe teritoriul României. Așa cum și majoritarii trebuie să mulțumească contribuției pe care fiecare dintre minoritățile naționale a lăsat-o aici de-a lungul anilor. Duminică au fost alegeri parlamentare, am discutat ceva mai devreme la Conviețuieri despre acest subiect, așa că trebuie să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt planurile Asociației Macedonienilor din România pentru următorii 4 ani. Ce proiecte continuați? Ce proiecte noi aveți în plan? Desigur că da, planurile noastre nu se vor opri sau nu vor încetini din cauza pandemiei. Noi continuăm mai departe să luptăm pe terenul culturii, păstrarea culturii, tradițiilor, bună colaborare între cele două state, Macedonia și România. Sunt două state care n-au nicio întrebare deschisă, două țări prietene. România întotdeauna a fost o țară care a sprijinit Macedonia, care i-a întins o mână și numai asta este mesajul practic care trebuie să-l înțelegem și să-l transmitem mai departe. Numai unii cu alții împreună putem construi lucruri durabile, lucruri de calitate și de ce să nu să ne facem viața mai ușoară unii cu alții împreună, conviețuind diversitatea între noi, ne face și mai frumoși și numai împrumutând lucrurile bune unii de la alții, putem păși și putem aduce un lucru bun pentru întreaga societate. Un lucru bun pentru întreaga societate este exact acest dialog interetnic pe care îl promovați și dumneavoastră, îl promovăm și noi aici la Conviețuiri. Mulțumesc pentru toate aceste detalii, la mulți ani încă o dată și să ne revedem cu bine și aici în platoul Conviețuiri. Eu mulțumesc, mergem mai departe acum. În fiecare an, în preajma Crăciunului, evreii din întreaga lume se bucură de Hanuca, numită și Sărbătoarea Luminilor. O sărbătoare în timpul căreia munca și alte activități nu sunt interzise. Hanuca celebrează victoria Macabeilor asupra monarhiei Seleucide din Siria, care încerca să distrugă iudaismul. Yehuda Macabeul i-a învins pe sirien și s-a întors apoi în Ierusalim pentru a revendica templul. Tradiția spune că evreii au găsit acolo doar un vas mic cu ulei, suficient pentru a lumina templul vreme de o zi. Însă atunci când a fost aprins, s-a petrecut un miracol și uleiul a ars timp de 8 zile. De atunci evreii celebrează Hanuca, un cuvânt care în ebraică înseamnă dedicație. În rândul comunității evreiești din România, aceste tradiții sunt foarte importante, așa că vreme de 8 zile vor fi aprinse lumânări într-un sfeșnic special, numit Hanuchie. Cum arată așadar aceste 8 zile de sărbătoare și ce alte tradiții sunt păstrate, ne spune invitatul nostru de astăzi, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Wexler. Bine ați venit la Conviețuiri, mă bucur să ne revedem. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc mult pentru invitație, a trecut mult prea mult timp, mai ales în această perioadă ciudată. E adevărat, dar este timpul luminii acum. Așa sărbătoarea este. Luminii. O sărbătoare cu o dublă semnificație și religioasă și istorică și o să vă rog să ne vorbiți despre fiecare dintre aceste semnificații pe scurt. Ați prezentat deja foarte bine tradiția istorică. Spre diferență de alte sărbători evreiești, Hanuca este, dacă vreți, o sărbătoare post-biblică, care din punct de vedere strict religios are o importanță mai redusă decât alte sărbători, nefiind o celebrare prevăzută tradițional. Ea a intrat în istoria poporului evreu din întreaga lume, marcând momentul despre care ați vorbit, respectiv victoria revoltei Macabeilor și minunea care a existat în templu, dar pentru că are o simbolistică atât de deosebită, este probabil cea mai cunoscută dintre toate sărbătorile evreiești. Eu sunt originar dintr-un oraș mic, din Roman, din județul Neamț, unde era chiar și atunci o comunitate și acum o comunitate evrească foarte mică.
Și atunci sărbătoarea cea mai prezentă în viața unui copil evreu dintr-o comunitate foarte mică era tocmai Hanuka. Era momentul când comunitatea prindea cu adevărat viață. Federația Comunităților Evreiești din România, chiar și în timpul perioadei comuniste, a avut tradiția Hanukkiadei. Era da, momentul... Am tot arătat aici la Convieții în așa anii este, trecuți, când era se puteam face momentul când conducerea federației, când comunitatea din București mergea să viziteze toate celelalte comunități din țară și era un moment al legăturii. De fapt, am văzut întotdeauna Hanuka ca o sărbătoare a legăturii între oameni, a luminii sufletești mai mult decât lumina lumânărilor pe care ați arătat-o. Și atunci, în acea mică comunitate în care am crescut eu, momentul când venea această sărbătoare, pentru că în afară de conducerea federației veneau corul de la București, veneau dirijori, era un moment când totul prindea, părea că totul prinde cu adevărat viață și se luminează. Există această sărbătoare a luminilor, așa cum există lumina pe care o degajați, așa când vorbiți de ceea ce se întâmpla în acea micuță comunitate de evrei din Roman. Care ar fi cea mai frumoasă amintire? Clar există una la cum vorbiți despre această sărbătoare. Cea mai frumoasă amintire legată de Hanuka? Da. Când într-una din drumurile pe care le făceam de Hanuka, după ce am venit la București, am rămas din păcate blocați undeva prin țară, în munți, din cauza zăpezii și pentru că s-a apropiat seara, era cu noi, eram două microbuzii, era cu noi și marele rabin Menachem Cohen, care a zis zăpadă sau nezăpadă, blocat sau nu în drum, s-a făcut seara și trebuie să înceapă rugăciunea. Și atunci am făcut rugăciunea și am aprins lumânările într-un microbuz blocat undeva în munți, în zăpadă. Mi s-a părut un moment atât de deosebit și informal. Când vedeți imaginile la sinagogă, e ceva la care te aștepți. E în sinagogă, e totul pregătit, e frumos, ritualic, e ritualic, te simți acolo, dar să vezi un grup de oameni care sunt în zăpadă, în potmoliță, așteptam să vină cineva să ne scoată, cum încercam să aprindem lumânările cu o brichetă care evident nu rămânea aprinsă și când am reușit să aprindem una din lumânări, ni s-a părut efectiv o minună. Evident, păi, într-un plac mult mai mic. Despre asta este și sărbătoarea luminii. Așa este. Nu? Vorbim despre 8 zile în care acele, așa spune legenda, 8 zile în care focul a ars și nu doar una, cum se așteptau. În afară de importanța istorică, am văzut-o întotdeauna ca o sărbătoare a minunilor. V-am spus deja, o sărbătoare a legăturilor între oameni și cred un timp, poate suna un pic mai ciudat, dar un timp al faptelor bune și în care trebuie să se întâmple fapte bune, în care comunitățile evreiești încearcă să fie cât mai aproape și în care se întâmplă de obicei lucruri interesante. Ați arătat câteva imagini anul trecut de la celebrarea sărbătorii. Anul ăsta va arăta, din păcate... Cum va arăta, de fapt? Ce va fi mâine la Templul Coral? Vom respecta tradiția integral și în același timp toate prevederile legale în vigoare. Viața cultelor, viața religioasă din România se desfășoară chiar și în această perioadă liber, fără nicio restriște, dar cu respectarea normelor și măsurilor sanitare dispuse de guvern. Asta va însemna, din păcate, că la rugăciune, la eveniment, pot participa mult mai puține persoane, numărul de persoane fiind raportat la dimensiunea spațiului. Dar în rest, pentru că nu este o sărbătoare biblică, nu este o sărbătoare cu restricții, vom putea să transmitem în direct și vom fi într-o legătură chiar și digitală cu comunitățile din toată țara. Va fi acolo și o echipă a secției Alte Minorități pentru a reflecta momentul, așa cum facem de fiecare dată, foarte, foarte pe scurt, în 30 de secunde. Am vorbit foarte mult despre această sărbătoare care are o lumină aparte, ca să rămână așa în subtextul discuției. Sunteți președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Care sunt planurile? O să apucăm să vorbim pe larg despre ele și de acum înainte. Pe foarte, foarte scurt. Am mai puțin de două săptămâni de la momentul când am fost ales președinte. Au fost niște săptămâni pline. Cred că, din păcate, în această perioadă, prioritatea
numărul unu este combaterea activă a tendințelor antisemite și de revigorare, dacă vreți, a imaginii mișcării legionare și a relativizării Holocaustului și a dramei care s-a întâmplat atunci, o dramă inimaginabilă și, din păcate, acum aceasta este prioritatea mea absolută, care este în mod evident completată de grija față de toți membrii comunităților evreiești, de extinderea și funcționarea fără probleme a Departamentului de Asistență Socială. Noi asigurăm o asistență medicală pentru numeroși din membrii mai în vârstă ai comunităților și, de asemenea, planurile pentru continuare atunci când se va putea a programului de restaurare și reintroducere în societatea sinagogilor din țară. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii și vă mai așteptăm aici la Conviețuiri. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc chiar și în această perioadă ciudată și interesantă în același timp succes. Emisiunea este minunată ca întotdeauna. Mulțumim. Mulțumesc. Mergem mai departe acum. În urmă cu 6 ani, istoricul Metin Omer începea să predea la Universitatea Ovidius din Constanța un curs de istoria și civilizația tătarilor. Pasionat de trecutul Dobrogei, dar și de evoluția marilor popoare ale lumii, Metin Omer s-a implicat anul acesta și în proiectul secției Alte minorități, moștenirea otomană. O serie de reportaje care aduc în prim plan bogăția multietnică din sudul României. Seria poate fi urmărită în cadrul emisiunii Europolis, difuzată în fiecare vineri de la ora 16 pe TVR1. Dincolo de implicarea în acest proiect, istoricul Metin Omer a lansat de curând și lucrarea sa de doctorat, emigrarea turcilor și tătarilor din România în Turcia între cele două războaie mondiale. Poate cea mai frumoasă și mai interesantă dintre toate provinciile istorice românești, Dobrogea este o lume cu adevărat aparte, cu tainele și farmecul său inegalabil. La jumătatea secolului al XV-lea se definitiva cucerirea Dobrogei de către Imperiul Otoman. Dar turcii au sosit în zonă încă din anul 1280, când Saris al-Tâg Baba, împreună cu turcii selgiucizi, și-au adus turmele de oi și capre în localitatea care, în epoca medievală, va deveni cel mai dezvoltat oraș și centrul administrativ al regiunii, Babadag. Iată că după aproape 8 veacuri, pitoreasca Dobrogei este asemenea unui orient în miniatură, în care obiceiurile localnicilor, indiferent de religie, au ajuns să se confunde, iar neamurile să se amestece. La mai bine de 140 de ani de la alipirea la țara mamă, comunitatea turcilor și cea a tătarilor își revăd istoria seculară din România, iar Dobrogea este și acum pământul pe care îl consideră patria lor. Un moment de cotitură pentru musulmani a fost războiul de independență din 1877, a însemnat ieșirea de sub ocupația otomană și intrarea sub administrația românească. Pentru musulmani a fost momentul în care au pierdut supremația, trezindu-se supușii unui stat creștin. Istoricul Metin Omer spunea că motivul invocat în luarea deciziei de emigrare era imposibilitatea ca un musulman să trăiască într-o țară creștină. Mulți tineri alegeau să părăsească Dobrogea pentru a nu face parte dintr-o armată nemusulmană. Cartea nouă apărută cu titlul Emigrarea turcilor și tătarilor din România în Turcia între cele două războaie este un demers științific unic în domeniu și poartă semnătura istoricului Metin Omer, care a avut amabilitatea să se implice în proiectul secției Alte minorități a TVR Moștenirea otomană. Un prim episod al acestui proiect a avut în centru orașul Constanța și ați avut prilejul să-l urmăriți în cadrul emisiunii Europolis, ce se difuzează vinerea, începând cu orele 16, pe canalul 1 al televiziunii române. Vă așteptăm și la viitoarele ediții ale emisiunii noastre, pentru că pregătim un nou episod despre moștenirea primului oraș modern al Imperiului Otoman, Medjidia. Dacă la Europolis îl puteți urmări pe istoricul Metin Omer în seria de reportaje Moștenirea otomană, la Conviețuiri îl vedeți chiar acum pentru a discuta despre lucrarea sa de doctorat. Bine ați revenit la Conviețuiri!
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Așadar, emigrarea turcilor și tătarilor din România în Turcia între cele două războaie mondiale. Din perspectiva specialiștilor în domeniu, vorbim despre o lucrare unică pe zona aceasta, o lucrare perfectă, echidistantă, obiectiv analizată din punct de vedere al documentelor pe care le-ați folosit. Sunt documente de arhivă și din România și din Turcia. Până la urmă, ce aduce ea nou? Care este unghiul de abordare? Ipoteza de cercetare? Nu este prima lucrare care abordează acest subiect, însă este prima lucrare de o așa dimensiune. Uh-huh. Până acum s-au scris doar articole despre emigrarea turcilor și tătarilor. Însă ceea ce este inedit, ceea ce aduce nouă această lucrare, e faptul că am consultat atât documente din arhivele românești, cât și documente din arhivele turcești, ba mai mult, am avut ocazia să consult și documente din arhivele din Franța. Astfel sunt că, și fotografii aici care să reflecte? Nu, din păcate nu am reușit să includ și, și fotografii. Lucrarea aduce atât perspectiva românească, cât și perspectiva turcească, dar și cea a comunității, pentru că în pregătirea lucrării am consultat și presa turcilor și tătarilor din România. Și le-ați pus așa pe amândouă. Astfel că am încercat să realizez o lucrare echilibrată, o lucrare care să prezinte toate punctele de vedere și analiza mea personală. De ce emigrau turcii și tătarii din România în Turcia în perioada celor două războaie mondiale? Sigur, cauzele sunt foarte complexe, de la căutarea spațiului identitar cu care se identificau, la probleme economice, dar într-un mod foarte interesant a existat o dezbatere la nivelul comunității în acea perioadă. Motivele care i-au determinat pe unii să plece au fost aceleași care i-au determinat pe alții să rămână. Adică, dacă ne referim la spațiul identitar, erau lideri ai comunității care considerau că comunitatea trebuie să-și poate păstra identitatea în Turcia, dar erau și membrii comunității care spuneau că, din contră, ar trebui să rămână în Dobrogea, pentru că aici statul român i-a primit foarte bine și le-a asigurat toate pârghile necesare pentru a-și păstra identitatea. Și a mai fost o tendință, una idealistă atunci, și anume încercarea de a emigra spre Crimea, ceea ce în contextul geopolitic de atunci era imposibil. Ați amintit de nevoia unora de a rămâne totuși aici, aceeași nevoie care pe alții îi împingea să meargă în țara mamă. Totuși, astăzi despre Dobrogea se vorbește ca despre un model interetnic de conviețuire. Noi, astăzi la emisiune care se numește tot conviețuiri, am tot amintit despre alegerile parlamentare, despre reprezentativitatea pe care minoritățile naționale o au în Parlamentul României și nu este un episod nou din 1990 încoace, stipulat în Constituție, nu este un moment nici legat de 1918, Alba Iulia, este și mai vechi de atât. Dacă ne gândim la Dobrogea și la Carol I, acum mai bine de 140 de ani, el chiar vorbea despre locuitorii Dobrogei, garantându-le religia, familia, pragul casei, asta îmi place, pragul casei. Ei sunt apărați, erau apărați. Și vorbim, iată, de un model care rezistă până în ziua de astăzi. Dumneavoastră, cum ați defini această Dobroge? Dobroge este tărâmul în care conviețuiesc foarte multe etnii, cred că aproape toate etniile care sunt prezente în teritoriul României în general. Și este un model care s-a perpetuat de-a lungul secolelor, încă din perioada Imperiului Otoman, după ce Dobrogea a intrat între granițele românești, administrația românească dezvoltând acest model de conviețuire interetnică și foarte importante au fost încă de la început, așa cum ați amintit și dumneavoastră, declarațiile lui Carol I, care au fost și transpuse în realitate prin prevederi legale. Și este aici de amintit, apropo de reprezentativitatea în Parlament, potrivit Constituției din 1923, cultele aveau dreptul să aleagă un senator de drept în Parlamentul României. Trebuia să îndeplinească anumite condiții, să fie de o anumită mărime. În cazul turcilor și tătarilor, al musulmanilor, ei nu erau atât de numeroși pe cât prevedea Constituția, însă se făcea o excepție special pentru ei. Revenind la lucrarea dumneavoastră de doctorat, care a fost cea mai mare provocare?
Cea mai mare provocare a fost probabil să reușesc să, ca prin imensitatea de materiale pe care le-am consultat, să reușesc să scot ideile principale și să definitivez lucrarea. Pentru că am consultat foarte multe documente de arhivă, multele am fost primul care a trecut prin dosarele respective de când au fost ele încheiate. Și cred că aceasta a fost cea mai mare provocare. Din multitudinea de informații, să le aleg doar pe cele reprezentative, astfel încât să se înțeleagă fenomenul. Este ceva reprezentativ și luna aceasta pentru comunitatea tătară de la noi din țară. Suntem în luna decembrie, în 13 decembrie este ziua etniei tătare și aș vrea să povestim un pic despre acest moment. Cred că este una dintre primele sărbători ale minorităților de la noi din țară, oficiale? Da, este una dintre primele sărbători. 13 decembrie, la 13 decembrie tătarii din România și nu numai, marchează momentul în care aspirațiile lor naționale au atins punctul culminant. La 13 decembrie 1917, tătarii din Crimeea au reușit să creeze prima republică din lumea islamică și din lumea turcică, Republica Populară Crimeea, care într-adevăr a avut o existență scurtă, dar a fost primul stat în sens modern al tătarilor, iar cei din România au avut o contribuție însemnată la crearea acestei republici. Poetul național Mehmet Niazi, care s-a născut aici în Dobrogea și crescuse aici, participând în mod direct, el și alți reprezentanți ai comunității, fiind prezenți în Crimeea, unde au ocupat locuri importante în guvernul acestei efemere republici. Iată așadar, o dată importantă pentru tătarii de la noi din țară, o aniversare, un moment special la care chiar putem să facem un astfel de cadou, precum cartea dumneavoastră, de ce nu? Mulțumesc pentru prezența de astăzi și vă mai aștept aici la Conviețuiri. Mulțumesc și eu pentru invitație, oricând. Urmăriți emisiunile redacției Alte Minorități de la TVR. În 2020 s-au împlinit 50 de ani de la înființarea trupei studențești de teatru Talia din Timișoara. Uniunea Sârbilor din România și Departamentul pentru Relații Interetnice au marcat această aniversare prin realizarea unui documentar. Filmul aduce în prim plan istoria teatrului sârbesc din România și este dedicat tuturor actorilor care au făcut parte din trupa Talia. Despre legătura dintre diferitele generații de artiști și dragostea lor pentru teatru în minutele următoare. Pozorišna družina Talija slavi danas pola veka postojanja, no amaterska pozorišna aktivnost na srpskom jeziku sa ovih prostora ima mnogo dužu istoriju. Početak srpske amaterske pozorišne delatnosti u Temišvaru seže čak do poslednje decenije 18. veka i vezan je za srpske đake iz gradske četvrti fabrika i njihovog učitelja Jovana Krestića. Srpski učenici su 12. maja 1793. za roditelje i zvaničnike odigrali komediju o vaspitanju dece. Gotovo 20 godina učitelj Krestić je sa svojim đacima priređivao pozorišne predstave u fabričkom kvartu za teatroljupce sa obale Begeja.
Kada je 1814. godine u školu iz fabrike za učitelja došao Marko Jelisejić, on je sa učenicima izvodio pozorišne predstave Car Uroš ili Žrtva Avramova, Stradanije prekrasnog Josipa, sve do 1830. kada je prešao u Arad. Nekako u isto vreme po Banatu je Joakim Vujić putovao i izvodio pozorišne komade. Tako je u Temišvaru gostovao sa predstavom Sestra iz Iriga 1824. pa nekoliko godina kasnije i u Aradu sa komadom Paunka Jagodinka. Prva srpska pozorišna družina na profesionalnim načelima sa ovih prostora osnovana je 1860. godine u Čanadu pod upravom Stevana Protića i Andrije Putića. Ubrzo čanadsku glumačku družinu preuzima Jovan Knežević i pozorište gostuje širom Banata, a među glumcima je i Dimitrije Mita Ružić, koji će kasnije u Novom Sadu i Beogradu postati bard srpskog pozorišta. Kada je 1861. srpska čitaonica u Novom Sadu uzela pod svoje okrilje grupu entuzijasta iz Čanada, time je praktično postavila osnove uglednoj pozorišnoj ustanovi koja se danas zove Srpsko narodno pozorište. Iako je srpska pevačka družina u Temišvaru bila hor, na njihovim priredbama nastupaju i recitatori i izvođači pozorišnih predstava. Po ugledu na svoje vršnjake iz fabrike, omladina iz Mehale priređuje ljubiteljima pozorišne umetnosti predstavu Ciganin, a list Zastava iz Novog Sada tom prilikom piše: Srpska mehalska mladež priređuje o Svetom Nikoli 21. maja 1888. godine zabavu sa pozorišnom predstavom u dvorani kod Tri Arapa u korist Mehalskog srpskog veroispovednog školskog fonda. Posle predstave usledit će igranka. Novine Temišvarer Zeitung od 20. maja 1896. beleže da je u Temišvaru odigrana premijera pozorišnog komada Krajiškinja, slika iz srpskog narodnog života u tri čina s pevanjem. U drugoj godini Novog veka izvedene su Pokondirena tikva Jovana Asterije Popovića i Francusko-pruski rat Koste Trifkovića. U čitavom Banatu, naročito u Temišvaru, pozorišne predstave postaju sve češće i organizuju se zajedno sa pevačkim društvima, tamburašima i solo pevačima, a takvi skupovi postaju poznati kao sela. Uz srpske pravoslavne crkvene opštine koje su financijski pomagale pozorišnu delatnost, pod ovim podnebljem bilo je mnogo zaljubljenika u novu diletantsku aktivnost koji su svojim prilozima pomagali srpsko pozorište. Neki, kao što su baroni Jovan Nikulić Rudnjanski ili Mladen Stojanović Lacunaški, pomagali su Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, drugi su zaveštavali deo svoje imovine ili osnivali legate za daske koje život znače. Dobrotvori za srpsku pozorišnu umetnost bili su i knez Aleksandar Karađorđević, Vasa Stajić iz Temišvara, Stevan Antonić iz Lipove, Emilija Dajević iz Čakova i mnogi drugi. Gavra Janković iz Arada je ostavio Srpskom narodnom pozorištu kuću sa spratom i vinograd u Đoroku, a Jovan Nako Velikosemikluški je u svom dvorcu u Komlošu imao posebno uređenu dvoranu sa scenom i potpunim rekvizitima i garderobom, te je imao i stalno zaposlenu glumačku grupu, orkestar, scenografa i režisera. Izbijanje Velikog rata poremetilo je sve do tadašnje aktivnosti i sam život, te i pozorišnu aktivnost. O međuratnom periodu nema puno podataka o amaterskoj pozorišnoj aktivnosti Srba na tlu današnje Rumunije, iako se ona i dalje odvijala, ali je tek posle Drugog svetskog rata poprimila stalnost i jasniji organizovan oblik. Centar srpskog pozorišta postaje Srpska gimnazija, koja je do 1948. funkcionisala kao odeljenje pri gimnaziji Loga. Ovde se osniva pozorišna družina Jovan Sterija Popović pod upravom profesora Koste Nikolića, a tadašnji ljubitelji teatra su često nagrađivali aplauzima učenike glumce, kao što su bili Svetozar Milisav, Zagorka Nešić, Đoka Glišić ili Dušan Bugarin.
Srpska školska ustanova je menjala nazive i postala samostalna, no ljubav za daske koje život znače je opstajala. Pod uputstvom Vojislava Ćirića više od jedne decenije srpski đaci izvode Kirjanju, Beograd nekad i sad, Nušićevog DRA ili Gogoljevog revizora i to više od 30 puta u Temišvaru i po našim selima. Po svojim nadarenim ulogama u analima srpskog amaterskog pozorišta sa ovih prostora ostaće zapamćeni i mnogi učenici srpske škole iz prvih nekoliko posleratnih generacija. Srpska đačka pozorišna tradicija se nastavlja od 1959. pod uputstvom tada mladog profesora Nebojše Popovića, koji će čitav svoj radni vek provesti u srpskoj nastavi. Tek u proleće 1970. rađa se ideja stvaranja pozorišne družine Talija, no osnivanje nije bilo jednostavno i lako. Studentima Tihomiru Kerpenišanu, Velinki Belić, Cvetku Mihajlovu i Gordani Vidak pridružuje se grupa mladih Srba ljubitelja pozorišta i zajedno odlučuju da prva njihova predstava bude Izbiračica Koste Trifunovića, a Višeslava Ćirić silom prilika postaje reditelj ovog pozorišnog komada. Moji glumci bili ipak manje naivni od mene. I to mi je mnogo pomoglo. Sada tek vidim koliko su oni meni pomagali u onome što se ne vidi, a što je suštinsko. Imali smo sreće što smo imali, ko ne bio uz nas, gospođa Višislava Ćirić. I ona je znala da ima mnogo jako strpljenja sa nama. Prvi nastup pred publikom tek osnovane glumačke družine koja nije imala ni svoj status, ni mesto za probe, ni garderobu, ni stalnu postavku, događa se u Temišvaru u Domu studenata 26. maja 1970. Ja sam bio kao i organizator tog društva i ovako kao i glumac. I onda ja sam to otišao u operu i tamo sam našao neke naše ljude Srbe koji su nam dali sve kostumaciju koja je bila potrebna, tako da priredba je bila neverovatno profesionalna. Onako, kostumacija je bila baš adekvatna tom delu koji smo mi radili. Znam da ja onda sam pozvao svo društvo i naravno nastup je bio i omladinski orkestar zajedno sa pozorišnom grupom. Naravno smo se tamo slikali, u novine ispalo uspeh veliki. Bili smo u nekom druženje, u jednom restoranu, u ono vrijeme bio palas. Ja kao organizator sam obezbedio financije i tako dalje. Prvo gostovanje biva u Velikom Sem Petru, gde oduševljavaju prepun dom kulture. Pošto je te 1969. godine bila u jeku takozvana borba protiv nacionalnog separatizma, studentska inicijativa za ozvaničenje postojanja pozorišne družine Talija lako je mogla da doživi sudbinu srpskog državnog ansambla pesama i igara, koji je upravo pod pomenutim izgovorom bio ukinut 1970. godine. Kada su Dušan Popovi i njegovi drugari došli do mene, ja se oduševio njegovom inicijativom. Obećao sam im podršku za inicijativu, ali tek kad sam počeo dublje da razmišljam, shvatio sam koliko sam se lakomisleno upustio u škakljiv problem i politički rizik, piše u svojim neobjavljenim memoarima Andrija Popović. Aktivnost buntovničke grupe mladih entuzijasta se ozvaničuje pri Domu studenata, a pošto nema slobodnih prostorija, direktor srpske škole Dušan Sabljić im daje dva razreda u gimnaziji da vežbaju. U jednoj svirači, u drugoj glumci. I tako počinju da se ređaju priredbe i predstave, gostovanja, učešće na raznim studentskim i drugim takmičenjima Srpske pozorišne družine Talija, Akademskog kulturno-umetničkog društva Mladost i njihovog orkestra. Najviše se sećam bio festival studentskih amatera u glumi u Krajovi, gde naša Ivanka Pantić bila je laureat festivala. Trebali smo da glumimo, da izađemo na sceni, ali na. Okolnosti su bile tako da se odugovlačilo. Pa jednog momenta uvatilo nas 9 sati, morali smo da idemo da večeramo. I otišli smo obučeni
kao makirani se make-up urađen, pa smo obučeni ovako. Ja sam glumio nemačkog vojnika, ja i Miroslav, a Slobodan je bio oficir. Put nas je vodio ispred milicijske stanice, tamo koja je bila ta gradska milicijska stanica. Ono vreme, a mi obučeni ovako, išli ispred njih, ovi se zaprepastili. Milicajci ono vreme su još jedan, sećam se, nas je isalutirao, tako smo prošli. A kad smo ušli u menzi da večeramo, a tamo svi su počeli da nam tapše, smo pravili neki marketing samo tako za našu predstavu. Išli smo na festivalu glume u Krajovu. Mislim, to je bio Talin jedan od najvećih uspeha. Tamo smo stvarno igrali u prevodu onaj Peo Gura de Laj, Peo Pičor de Plaj, Mirča Začul. Dobro bilo prevod na srpskom jeziku. Tamo smo imali veliki uspeh, tamo sam ja dobila među tolikim prvu nagradu za žensku ulogu. To je bilo iznenađenje za, ne samo za meni, za profesorku Višeslavu Čirić, koja, da nije bilo Višeslave, Ljube Stepanov pokojnog koji nas je sakupio, Talija, mislim da ne bi. Talija i mladost putuju širom Banata po našim selima i u okviru svojih predstava pozivaju na scenu kao goste amatere iz Belobreške, varijaša srpskog Se Martona ili đački hor iz Čeneja, učenike gimnazije, studentski orkestar Jerani iz Rešice i druge. Prvi kao deo folklornog ansambla Dojna Timišului, koji na repertuaru ima i folklor nacionalnih manjina, a drugi u okviru pozorišnog studija Talija, koji je već radio na rumunskom, mađarskom i nemačkom jeziku. U Petrovo selo, tamo smo glumili zulumčari. To je bilo malo za njih, tamo je bila Ivanka Pantin kao neka vračara i oni su bili svi poplašeni kad su videli vračaru. Marta 1976. Talija izvodi veoma uspešno jednočinku Dimitrija Solomona, Orient Express i Sterijinog Kir Janju, a publika ih nagrađuje gromoglasnim aplauzima. Sljedeća generacija glumaca amatera čini preokret u ophođenju na sceni. Uspostavlja se nov odnos sa književnim delom i sve važniju ulogu dobija režija. Radi se na pokretima i dikciji, poboljšava se sposobnost izražaja mimikom, a rezultat je uspeh predstava koje su reprizirane i po nekoliko puta. Među najzapaženijim glumcima jesu Slobodan Lera, Dejan Dobrin, Velizar Simić, Vidica Unčanski, Vukomir Popović, Dragan Lacić i Sofija Lujanov. Ohrabreni uspehom, glumačka družina iz Talije napušta klasične okvire i prihvata ideje modernog pozorišta i tako se pojavljuje u nas takozvani pesnički teatar. Da poezija pronađe svoje mesto na sceni doprinosi Ljubica Rajkić, koja izvodi najpre kolaž izabranih stihova Desanke Maksimović, a potom i rukovec stihova Slavomira Gozdenovića. Stihovi izraženi sa mladalačkom osetljivošću bivaju propraćeni odgovarajućom muzičkom pratnjom i koreografijom pokreta. Uz pesnički teatar nastavlja se i igranje klasičnih pozorišnih predstava, kao što su Muž bez pedigreja, Sumnjivo lice ili U restoranu, gde dolaze do izražaja Olgica Marković, Đoka Stojanov, Uroš Mutavski i Anđelka Živković. Nova generacija glumaca pojavljuje se na sceni početkom 80-ih godina u zajedničkom stanu Gute Dobričanina. Tadašnje novine, ali i publika, pamte raskoš u gestovima i izražavanju Marijusa Šace Blašijua kao Pepija, uravnoteženu pojavu Svetozara Živanova u ulozi Miše i Biljanu Stojišin kao krutu oštrokondžu Gospanatu. Eto sam i imao uspeha, u kom smislu da posle predstave i mnogo vremena posle predstave, da ideš ulicom i da vidiš dete kako kaže mami, mama, mama, gledaj, ovo je Pepi. Znači, je interesantno bilo, bar naročito za mene. Značajno je bilo to što si provodio vreme u nekom prijatnom društvu, u veselom društvu, i sve je bilo lepo i sve je bilo fino, mada mi smo kao Srbi imali jednu veliku manu. Nikad nismo se skupljali na vreme. Nikad! Mađari su dolazili, ali mi nikad.
Uz njih publiku oduševljavaju i Marica Pelić kao slatkorečiva tetka Pola, Boga Berečić kao deda Boga i Slavica Šešin u liku tetka Poline, a ukupan odličan scenski dojam dopunjuju Zorana Đurković i Predrag Ostojin. Promenom generacija, štafetu na daskama koje život znače, preuzimaju Dejan Perinac, Biljana Caran, Zoran Serdanov, Biljana Petkov i Jelena Kuzmanov. Nisam znao da igram ove narodnjake. Ja rekao, ajde da idem da probam da se upišem ovo. Međutim, kad sam stigao tamo, ovi kažu, ništa u Italiji, ajde, ti si dobar za ovo, ti ćeš biti sa nama. I tako sam stigao da budem u Italiji. Ali ja volim i pozorište, uvijek sam voleo i tako da to mi je bilo interesantno. I bilo je jako dobar period, studentski dan i taj život studentski i sve to. I bilo nam interesantno, naravno je to bilo druženje naših Srba. Moja prva uloga, da, ja mislim da sam glumio činovnika u jednoj Nušićevoj, ne mogu sad setim kako, činovnik koji je obično ga glume kao jedan blaziran tip koji postavlja pitanja i bude dosadan i ovaj se nervira se ovaj koji došao kod njega kao da koristi usluge činovnika. Ne? I ja sam, ne znam odakle mi došlo, ja sam postao nervozan činovnik. Što si došao da mi smetaš? Šta tražiš ovde? Pusti, dosta mi je. E, i to je Višnjislav i je bilo interesantno i kaže, oni svi su bili u šoku, ovi drugi, jer nije se tako glumio taj lik, nego suprotno. I ona kaže, to je nešto novo, tako ćemo da uradimo to. Izvode se najviše kratki pozorišni komadi, scenete i skečevi, a kolaži stihova pojavljuju se zahvaljujući kolegama iz studentskog književnog kružoka Mladice prilikom obeležavanja raznih godišnjica vezanih za srpsku književnost. Dušica Bajinski piše tekst, a Milenko Lukin Mlađi muziku za himnu mladosti Italije. Posle rumunske revolucije i prvobitnog perioda promena u rumunskom društvu, sudbinu srpske pozorišne družine Talija preuzima u svoje ruke Goran Goga Pantin. Bilo je perioda kad sam ja i moj brat, ja i Živa, smo zajedno radili skečeve, posle toga radio sam monologe. Pa bio je period, godinama sam ja radio monologe u okviru predstava Mladost. On kao glumac i režiser uspeva da održi kontinuitet postojanja amaterske pozorišne aktivnosti u nas i priprema sa novom generacijom glumaca, pre svega đaka Srpske gimnazije, Pokondirenu tikvu, Kliniku Švarcvald, Muvu i Radovana Trećeg. Znao sam za Taliju, još iz porodice, tata, mama su bili članovi Italije i znao sam te priče kako su se oni lepo družili tamo. I slučajno je Goga, isto kolega naš iz škole, stariji od mene, i on je rukovodio toj period. I on je se pozvao, bio je u razredu i javili smo se dvoje, troje i tako sam prvi put stigao tamo. I imao sam uloga, sad ne mogu da setim ove prve, to je uglavnom uvek najbolja, ali najviše što je meni Radovana Trećeg, što sam igrao zadnji put. To sam i volao predstavu, Dušan Kovačević je napisao. Zoran Radmilović je genijalno igrao Radovana Trećeg. I to mi onako ostalo u srcu, ta predstava. I to sam želeo da igram. I evo, Goga je nakon nekih godina napravio tu predstavu i igrao sam Radovana i ja. Novi vek donosi nove poteškoće, ali i nove izazove. Promene u društvu čine da entuzijazam za pozorište splašnjava, no Goran Pantin i njegovi mladi glumci uspevaju da nađu vremena i za svoju ljubav prema teatru. Talija, mogu sad tako da kažem, je jedan san koji mi se polu ostvario. U smislu da polu kažem zato što se ne bavim profesionalno glumom, ali radio sam kod da sam profesionalno radio.
Tako nastaju predstave Pokondirena tikva u novom ruhu sa kojom se odlazi na Đački glumački festival iz Sombora i ženski orkestar Žana Anjuja sa kojom se gostuje u Lovri i nekoliko drugih komada. Ističu se svojom glumom Marko Stojanov, Biljana Mišković, Veroljub Gvozdenović, Jasmina Rojkov, Janja Šakotić, Boris Pejanov, Aleksandra Kornja, Milana Petrov i drugi. Deo bivših članova Talije osniva 2009. godine Srpski pozorišni studio, gde se ističu Slavinka i Đoka Stojanov, njihov sin Marko i Zvezdana Simonović. Boga vam, gospodo Hrišćanska, nekog odljom u roditelju. Ja sam u Taliji stigao na poziv Gorana Pantina. Imao sam neko amatersko iskustvo pre sa Savom Konstantinovićem. To je bilo jedno lepo i prijatno iskustvo. Velika je čast, zadovoljstvo, istovremeno i radost bila za mene igrati za takvu publiku kao što je naša srpska. Naši ljudi imaju prefinjene ukuse, upravo kao posljedica dugogodišnjeg kontakta sa scenom, a i kao posljedica bogate tradicije dramskog stvaralaštva nas Srba sa ovih prostora. Smatram da smo na svoj način svako od nas dodali još jednu kariku u tom neraskidivom lancu Talije. Talija će iznedriti u tom periodu prvog srpskog profesionalnog glumca u Rumuniji, Marka Adžića, koji će kasnije preuzeti i novoosnovano srpsko pozorište u Rumuniji, odnosno srpsku sekciju pri pozorištu Merlin krajem 2018. Tek ovde, mila naša majka, koliko su skupe srpske rane i srpsko junaštvo. Posle koncerta u Dom studenta gore, ne znam, negde u nekoj sali, malo je bila žurka. Ja nisam tada znao Gogu koji je tada bio koordinator. To nikad neću zaboraviti. On je sedeo tako sa Cicko, Micko, koji bi Micko bio pored njega. Micko bio pored njega. Jel hoće dođeš u Taliju? Nikad neću zaboraviti na to. Jo bre čovječ, kako sam bio srećan onda. A mene je bilo sramota da priđem, da znaš da pio sam klinac. Kako neću bre čovječ. I je tako je krenulo, eto. I nije stalo od onda. To je to. Od malena sam znao, kad me neko pitao šta hoće budeš kad porasteš? Bilo mi ono, pa šta me pitaš? Pa zna se, glumac. Proslava 45-godišnjice Talije okuplja na sceni nekoliko generacija glumaca i predstavlja pravu pozorišnu poslasticu za temišvarsku publiku, ali i za glumce različitih generacija, kao simboličnu nit kroz prostor i vreme među ljubiteljima srpskog teatra u gradu na Begeju. Sećam se da jako rado sam dolazio na tim probama, tamo smo uvek čitali neke tekstove, uvek se družili, lepo. Verovatno da ova uloga koju smo radili baš za ovu predstavu, što je bila jubilarna predstava 45 godina kad se odigrala, pošto mi je to sad najsvežija uloga. A zašto? Zato što smo mi tu predstavu, još dok sam ja aktivno bio u Italiji, spremili tu predstavu, ali nikad je nismo odigrali. Nikad je nismo odigrali. Mi smo imali spremnu predstavu, ali nikad nismo imali prilike da je negde igramo. I verovatno da zbog toga ta uloga na 45 godina kad smo uspeli da odigramo, verovatno da mi je to najdraža uloga. A i bilo je i drugih uloga koje su mi isto drage, da. Ima perspektive zato što dolaze deca. I ja znam, kao dete, kad sam počeo. Ja se i dan dana sećam prve moje replike koje sam, kad sam imao kao dete. Bila je igramo se žmure kod Čika Đure, igramo se pošte tamo, igramo se lopte tamo kod pošte. Još kad sam bila nežan cvet, kad znala nisam kakav je svet, žuti sam dukat dobila jako sunce da mi sjam.
Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Săptămâna viitoare va fi aici pentru dumneavoastră Teodora Drăgoi. Noi ne revedem în curând. Toate bune!